Noile containere pentru colectare selectivă, insulele ecologice, vor ajunge la Pașcani în cel mult 120 de zile. Contractul de achiziție ar urma să fie semnat în perioada imediat următoare, au anunțat reprezentanții primăriei Pașcani în cadrul conferinței săptămânale de presă. Vor fi 50 de seturi de containere supraterane dotate cu camere de luat vederi și senzori de umplere. Acestea sunt compuse dintr-un ansamblu de containere pentru colectare separată a deșeurilor. Fiecare insulă trebuie să deservească minimum 200 de locuitori per apartamente. Vor fi amplasate suprateran în zonele cu probleme, a spus primarul, adică acolo unde acum au acces păsările și cei care colectează peturile. Accesul se va face pe bază de cartelă. Fiecare familie va primi câte una sau două cartele. Noile containere vor putea fi folosite doar de persoanele fizice, nu și de societățile comerciale, a mai spus edilul. Pentru cele din urmă ar urma să fie amenajate magazii de depozitare a deșeurilor selectate. Menționăm că valoarea unei insule supraterane care se pretează pentru municipiul Pașcane ar fi de 10.000 de euro fără TVA, conform unor estimări prezentate la momentul aprobării proiectului de către consilierii locali în septembrie 2022.